Poluarea aerului din Chișinău se menține la nivel înalt. În decursul câtorva zile, în capitală a fost înregistrată o creștere de aproape 3 ori mai mare a nivelului mediu zilnic. Informația a fost confirmată de către șeful laboratorului ecologic al Agenției Mediului, Mariana Lungu, afirmând că motivul principal al acestei creșteri este activitatea sistemelor de cazane și centralelor termoelectrice. Conducerea capitalei a trimis o scrisoare la guvern prin care cere furnizarea informațiilor despre sursele poluării. Ca răspuns, Ministerul Mediului a declarat că unul dintre motivele concentrației de gaze și particolelor tare în aer este temperatura ridicată și lipsa vântului. Pe site-urile unde poate fi urmărită calitatea aerului din Chișinău, datele arată că o concentrație a poluării este acum de aproximativ 3 ori mai mare decât nivelul admis de către Organizația Mondială a Sănătății. Astăzi, indexul calității aerului variază între 21 și 167 microgram per metru cub, ceea ce este mai mult decât în majoritatea orașelor mari din lume. Începând cu data de 30, la noi s-a registrat o poluare sau un nivel de poluare a calității aerului atmosferic datorită particulelor special PM10. Și aceasta a fost începând cu data de 30 și inclusiv până dimineața aceste particule s-au înregistrat cu o depășire ale limitei. Conform șefului laboratorului ecologic al Agenției Mediului, Marina Lungu, nivelul poluării continuă să crească. În primul rând avem activitatea industrială, poate fi, da, sistemul de încălzire a populației, centrale termoelectrice și, în ultimul rând, am avut un trafic foarte intens. Dar acesta este unul din factori care contribuie foarte mult la poluare, anume aerul cu aceste pulbere în suspensie cu diametru de 10 micrometri, da? Plus am avut condițiile meteorologice, practic vântul a lipsit și am avut ceața atestată care are proprietatea de a acumula aceste particule, de a le antrena și de a le acumula în picăturile de apă formate. Și plus temperaturi ridicate, da? Conform spuselor specialiștilor, sunt un șir de cauze care au adus la un astfel de nivel înalt al poluării. Доля населения в этом деле очень малая, а вот котельные по всему городу на предприятиях перешли то ли на жидкое, то ли на... Partea populației este foarte mică, dar iată cazangeriile din întreprinderile din oraș au trecut ori pe un combustibil lichid, ori pe unul solid care emite mult mai multe din aceste gaze. Se ard și anvelopele. Acest miros pe care l-am simțit pe 31 se asemănă cu gazele care se produc la cazangeriile în care se folosesc ca combustibil anvelopele. 3 factori. Majorarea volumului de transport înainte de sărbători, majorarea volumului de combustibil ars, trecerea de la lichid la solid și ultimul, starea atmosferei deasupra orașului. Acești factori vor influența și mai departe, așa că trebuie să fim pregătiți că vom avea o concentrație ridicată. Și ei pot să fie acești factori și mai departe. Așa că trebuie să fim pregătiți că vom avea o concentrație. În legătură cu degradarea calității aerului din capitală, Primăria Chișinău a expediat o scrisoare către guvern, cerând furnizarea informațiilor privind cauzele poluării. Despre aceasta a anunțat primarul general Ion Ceban. Ministerul Mediului a declarat că una dintre cauze este și particulele tari din aer, temperaturile mari și lipsa vântului, care contribuie la concentrația poluării. De asemenea, după părerea reprezentanților ministerului, o încălcare semnificativă a normelor este cauzată de mărirea traficului în diferite raioane ale orașului, a fumului de la încălzirea blocurilor și zonelor industriale. Totodată, Ministerul Mediului recomandă diferitor întreprinderi să treacă la un regim limitat de lucru pentru a reduce poluarea. În acest sens, CET, fabrica de sticlă, uzinele de ciment, fabricile de producere a materialelor de construcție, trebuie să se supună prescripțiilor Agenției de Mediu și să contribuie la reducerea poluării, în special cu PM10, având semnate acorduri de participare la diminuarea poluării aerului atmosferic. La rândul său, întreprinderea termoelectrică ne-a răspuns că la CET 2 sunt respectate toate normele de protecție a mediului.
Totodată, Termoelectrica întreprinde toate acțiunile de ordin tehnico-organizatoric și asigură îndeplinirea condițiilor și reglementărilor autorizațiilor de emisie, luând măsuri în scopul reducerii emisiilor de poluanți, îndeosebi în perioada condițiilor meteorologice nefavorabile. Asigură menținerea, funcționarea eficientă și continuă a instalațiilor, utilajelor și aparatelor pentru purificarea emisiilor, precum și monitorizează evidența permanentă a compoziției, calității și cantității emisiilor de poluanți în atmosferă. Conform datelor specialiștilor, particulele cântărite se pot afla în aer pe parcursul mai multor săptămâni și se pot transmite la distanțe lungi. În ele se includ sulfați, nitrați, amoniac și altele. Conform datelor OMS, particulele tari în combinație cu alte surse de poluare reprezintă un pericol foarte grav pentru sănătate și afectează în special oamenii care suferă de boli respiratorii și cele cardiovasculare.